Bună ziua, prieteni, și bine ați revenit, vinerea! Noroc, noroc, noroc! Da, vinerea azi, vinerea la Agora și nu doar la Agora. Felicia Nedzielski, editoarea pe subiecte de autor la Agora. Și Victoria Dumbravă, redactoarea șefă Agora. Editor. Nu, tu ești editor. Redactor. A revenit Victoria din pauza pe care a luat-o când a înlocuit-o Irina. Ne bucurăm să o vedem, să o auzim. Prietenii, prima vineri din prima lună, din prima vară. 2023. Ce bine, ce bine, vin rândunelele. A venit mărțișorul. Și? Hai să facem retrospectiva noastră, să nu o lungim mult. Da. Că subiecte sunt de discutat și știri săptămâna asta au fost și mai... Și mai vesele și mai triste și mai... Da. Mai de tot neamul. Dar și începem noi, începem... De la o luni. De la o luni și cu o știre bombă sau o grenadă. Da, un copil de la un liceu din Orhei a adus o grenadă la școală. Normală. Da. Ionel, capul nu ți l-ai uitat? Nu, doamnă profesoară. Nu, da. A uitat capul, dar m-a dus altceva în loc. Mi s-a părut că-i capul meu. Doamne, veriște. Cum poți să-ți pară o idee bună? În primul rând, întrebarea mea este de unde acel copil a găsit această grenadă, pentru că autoritățile pe noi ne-au informat că ei repede au evacuat clădirea și salvatorii au scos grenada de acolo, dar nu ne-au dat mai multe detalii de unde copilul acela a găsit grenada. Cine i-a sugerat sau cum i-a dat lui în cap să vină la școală cu ea și să spună... E de clasa 1 ori de clasa 2? Băiat, ia-te așa! Bun, hai că sunt și dati cu caracter personal, că nu poți să dezvălui identitatea sau să dai detalii care ar duce la identificarea minorului și așa mai departe, dar totuși... Da, dar poți să spui pe urmă un follow-up și-a pățit el părinții, școala, pentru că până copilul împlinește 18, cât nu e acolo la tragere? 18. Nu 16. Tu mai ai vreo 16 ani, nu, 18. Bun, sunt anumite infracțiuni care pot fi puse pe umerii minorului de la 16 ani. Mm-hmm. Dar oricum, dar părintele și ala trebuie să facă responsabilitate, pentru că el l-a adus în loc de tema la Matea și l-a adus o grenadă la școală. Da. Și plus la asta să fie un anti-exemplu pentru ceilalți. Mm-hmm. Să nu fie, oh, wow, ce-a făcut ăsta, oh, toți... De la lecția de matematică, noi am scăpat azi de lucrare. Data viitoare să duc și eu. Mai știi, noi ne pricălim ca tare, pentru că în Moldova asta nu se întâmplă tare des și... Căchita, știi, așa niște ieșite cazuri, din comun, da? Cazuri foarte, da. Dar, băi, îți imaginezi în state unde este problemă foarte mare cu shooting-uri la școală și cu toate astea, să vină cu grenadă la școală, dar pe acolo... Îmi pare că la noi e prea ușor să scapă de... De morală, de pedeapsă, de orice, știi, o faptă așa, mai mult hihi decât luat în serios. Bine, cel puțin nouă nu ne-au spus dacă și cum au fost pedepsiți, dar ar fi trebuit, pentru că, iarăși, o să zic, să fie un anti-exemplu pentru alții. Hai să mergem mai departe tot luni. Este tot un anti-exemplu. Iată, nu știu, pentru că o să-mi spui tu ce concluzii sau ce am putea să citim printre rânduri din această știre. Fostul deputat socialist Grigori Uzun s-a înscris în cursa pentru șefia Găgăuziei, deci vrea să fie bașcan. Acolo unde încă doamna Vlah este, Irina Vlah, care anterior a fost susținută de socialiști. Deci ceva acolo nu mai are susținere, da? Ies că da, eu nu știu, poate o susține numai Dodon. Deși PSRM încă n-a declarat oficial că da, îl susține pe Uzun și care va fi strategia lor pentru alegerile din 30 aprilie. Ceva ciudat. Poate Vlah era susținută numai de Dodon și amul Dodon nu mai este la șefia PSRM și nu mai e susținută Vlah de formațiune. E, nu știu cum, dar Vlah cedează pozițiile acolo în general. E cât are de acolo bașcan? Ăsta pare mi se că este al doilea, dar... Dar el nu mai are voie sau are voie. Pare mi se că mai are voie, încă unul, cel puțin. Da? Nu, merită să verificăm și să urmărim. Merită să urmărim. Da. Ce se mai întâmplă? Din Moldova, anunță SIS, pe 27 februarie au fost expulzați doi cetățeni străini conectați la anumite, ghilimele, centre subversive din afara țării. Ce înseamnă asta, Victorie, centre subversive? Bună întrebare, dar ne po adresul. Alo, SIS?
Hai la pachet și cu grenada și e cu explicațiile la pațanul. Noi n-am primit explicații ce fel de centri subversive, de unde anume sau cetățenii cărui stat erau acești doi cetățeni străini. Dar eu o să citesc din comunicat ca să nu ziceți că băi, n-au fost informații, noi am emis un dit, am mai comunicat. Deci, potrivit SIS, aceștia erau antrenați în activități de culegere de date și informații pentru punerea în aplicare a unui plan de destabilizare a situației interne din țară, cu provocarea schimbării prin violență a orânduirii constituționale a Republicii Moldova. Băi, ce formulări! Mamă, mamă! Și, la fel, a fost stabilit că acești oameni erau deghizați în simpli turiști și coordonați de umbre de către un grup de persoane afiliate unei rețele conspirative. Măi, asta ne aduce aminte de... Cum erau așa doi care cu naviciocul, care îți că mâna șpile pășliu îi smătrete, care vreau... Ții minte? Și doi spioni ruși care l-au trăvit cu novicioc, da, cu novicioc pe... Navalny. Nu pe Navalny, pe... Cum îl cumva ceva așa la... Spionul, fost spion Sergei Skripal și fiica lui, ții minte, în 2000, nu știu cât acolo. De mult a fost. Da, da, Ioțcă. Noi suntem turești, noi am venit să ne uităm la șpile pe smătrei, da? Cum e să e ca așa ăștia, deghizații simple turiști. Da, ei așa cel puțin SIS ne-a anunțat că erau deghizați în simpli turiști, dar erau coordonați din umbră de către un grup de persoane afiliate unei rețele conspirative de experți în tehnologii politice și inginerie socială de peste hotare. Eu mă trebuie să mă tem de bine s-o prăchet. Ieri un turist la stație să mă întreb ce nu vine trolebuzul spre aeroport. El că stați zbar cu Wizz Air despre care am șansă vorbim. Eu credeam că tot să zici trolebuzul 25, poșta veche, stai licorici, și... Da. Mulțumim lui Iurecheanu. Și că trolebuzul întârzie cu 9 minute. El să mai vină, eu și să fac... Welcome to Moldova, ceva. La noi orarele nu sunt orare adevărate. Trebuie să speri. Poate el, eu nu știu, poate de mine s-a apropiat pe un spion de ăsta. No, cert este că pe ăștia doi SIS a decis și i-a expulzat și i-a declarat indezirabil pe teritoriul țării noastre pe un termen de 10 ani. Da, bine. Așa că nu cred că era cineva dintre cei doi, fost liniștit. Bun. Vorbim de turiști. Noi mai timp ca să rămânem turiști, să încetăm să mai fim așa de activ turiști, cum am fost până mult. Wizz Air suspendă sau toate. Sau să zburăm mai rar cu avionul. Da. Sau. Wizz Air suspendă toate zborurile către și dinspre Chișinău, începând cu 14 martie. Iată așa o veste, ne-a chicat nou în cap la începutul acestei săptămâni. Da, ei au spus că motivul ține de situația securității din țara noastră, deși autoritatea aeronautică civilă au spus că ei au primit și cu câteva zile înainte de la Wizz Air solicitarea de a le se oferi sau a le se aproba planul zborurilor și chiar în ziua respectivă autoritățile noastre le-au pus ștampila și au zis ok, aveți planul aprobat și ăștia au ieșit comunicat că nu la voi ceva acolo nitoși, noi nu ne mai permitem să riscăm cu pasagerii noștri și cu zborul nostru. Drept o decizie ciudată, o catalogată și deputatul Radu Marianu a zis că e ciudată în contextul în care nivelul de risc a nostru în țară a rămas neschimbat încă de la reluarea zborurilor în primăvara trecută și clasificarea de risc e de nivel 2, ceva de genul, pe când cea mai înaltă e de nivel 5 și n-ar trebui să... Da, comentarii au mai fost, mi-a mai plăcut și faptul că cineva a scos în evidență că Wizz Air este de fapt o companie din Ungaria și este foarte apropiat de Orban, care la rândul lui este foarte apropiat de Putin. Da, eu o să spun și te-o spui numele de care da. Cum îl cheamă copii? Putin, capitanie! Eu știu un banc la tema asta, dar să mă alunge telespectator. Radio ascultătorii. Da, știi. Copilași, cum se numesc copacele căror frunze cad? Foioase! Da, acele care nu cad acușoarele iarna. Co-ioase! Tu știi că România, începând de săptămâna asta, are cu un cetățean mai mult. Cel puțin cu un cetățean mai mult. Ei, da, tot de ăștia care știu cel mai ghini deșteaptă-te români. Da, și nu doar deșteaptă-te români, ia ghici. El și Luceafărul poate spune pe de rost dacă vreze. VV, inițial, da. Vladimir. Vladimir e... Ochit? Vladimirovici. Nu știu dacă e Vladimirovici. Vladimir Vitiuc. Da, e vorba despre deputatul de la Partidul Șor,
Corect? Deja șor, da. Deja șor. Dar anterior și comuniști și democrați. Nu și-am uitat pe unde a fost. Da, da, da. Da, Român deci... cu acte în regulă, prietenași. Da. Încă unul. Stai. Și? Noi acuși o să ajungem la ziua de joi, când o să vorbim de 31 de ani de la războiul, sau începutul războiului din Transnistria și mi-am amintit ce a zis ieri domnul Nantoi despre o cetățeană cu româncă. Da, 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 da. Hai, hai să mergem până atunci. Hai, 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 hai. Ajungem marți și ne trezim cu alertă aeriană. Falsă. Da, falsă, de menționat din start că a fost falsă până la urmă, dar s-au alertat un pic și locuitorii noștri din Transnistria. Da, de și? Da, de ce? Da, de atât că ascultă, nu radio tot ca care trebuie, da? Presa locală scria că ar fi fost sparte mai multe posturi radio rusești cu transmisiuni în regiune și în rezultatul ăsta a fost lansat un mesaj de alertă aeriană. Adică o preluată unda de la ruși. Da. Au fost evacuate câteva clădiri, dar pe urmă Ministerul pentru Situații de Urgență a Rusiei declară că această informație e falsă și nu corespunde realității. Dar? Ei, oricum, deci acolo erau fugiți repede în bunkere sau în adăposturi, ăștia ziceau nu, 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 tot e fals, dar după amiază până la urmă a apărut informația că undeva în regiunea Moscovei s-a prăbușit o dron. Așa că ceva, ceva până la urmă au fost acolo. Dar la noi s-au prăbușit bunul simț. La noi au fost proteste. Bună comparația asta. Dar de ce crezi tu că bunul simț? Ei, de atât că... Veneai de la Stăuceni da. Dimineața și undeva erai pe acolo? Nu, dar empatizam. Empatizam da? La greu cu oamenii care stăteau în ambuteaj pentru că susținătorii partidului Șor sau cum mai zice acolo, mișcarea pentru nu cine. Da? Pentru, popor. Pentru nu? Popor. Da. Da. Au blocat intrarea de la Stăuceni în oraș. Și apoi în oraș, după și acolo, s-au mai deblocat o bandă, poliția au mai lucrat cu Dânhai, Pățani, Hain. Ei s-au adunat la Academie de Știință și au marșăluit până la primărie, că nu le-a dat voie în Piața Mare Adunării Naționale. Da, nu le... apropo, Piața Mare Adunării Naționale e ocupată acum de caruseluri și Târgul Primăverii. Eu cred că este primul an în care eu văd piața ocupată atât de mult de pe la Revelion, după ce a fost Sărbătoarea Dragostei și acum am văzut că e Târgul Primăverii. Asta e special făcut. Eu voiam să te întreb. Sau asta prostă pentru primăria, nu, au vrut să mai facă niște capică și... Eu nu știu ce capică ies acolo, pentru că eu, de câte ori am trecut, cam nu prea am văzut lumea pe acolo. Mie îmi pare că lor a fost lene să strângă decorațiunile de Crăciun și alte caruseluri și pur și simplu lor a denumit, știi, din Târgul de Crăciun în Târgul de Primăvară și l-a lăsat așa, scos bradul și... Deși pe mine m-a surprins declarația lui Ion Ceban că n-aveți căuta la pragul primăriei, dragi protestatari, duceți-vă la Orhei, că cei de Orhei ia nu ca... Nu pot împărți rublarul sau aparențele astea, tot aparențele, trebuie de susținut aparențele. Ei, dar în final s-a lăsat și cu niște dansuri acolo. Nu, da. Cum fără? O dansat pe portretul Maie Sandu și-a plorupt și-a pe iar l-a călcat. O cântată și că este șobă nebă la vaină, prihadi na protest. Maia Sandu. Da, da. Maia Sandu. Și totodată e trimis să gheți bun prietenului nostru, Ila Șor. Să închinăm paharul pentru Israel. Ei bine. Da, Israelul... cu haos s-a lăsat ziua de marți la noi în capitală. Dar iată, prim-ministru Dorin Recean a venit cu o listă mare de promisiuni pe care el a zis că în următorii 3 ani neapărat și-mi o să le listele este mereu spate de printat și de pus perete și de văzut. Dar pe noi asta și-o să facem, noi asta în redacție și-o să facem și ca peste 3 ani să revenim și să vedem ce s-a făcut și ce nu s-a făcut. Și nu o să învață minte, tot promit și promit. Păi iată, poate îl învăța minte, dacă nu... Da, șoț, iar facem drumul. Da, uite, eu am selectat 3 din astea, lista e lungă, dar eu am zis hai să le selectăm 3 cele mai palpabile care noi putem să le verificăm mai ușor dacă s-o ținut sau nu s-o ținut de cuvânt. 1. Reabilitarea 3 poduri rutiere. Care crezi că sunt acestea? Poduri de flori? De frontieră, ok. Deci. Sculeni, Cahul și Leușeni. Podul pe care ne ducem spre Europa. Da, deci drumul spre Europa va fi... Reparat. Mai lin, ce-i drăguț. Peste 3 ani, nomul. Nomul. A doua, linia aeriană, adică peste pământ, deasupra pământului, a 400 de, sau de, linia aeriană de 400 de kilovolți, bănuiesc, Vulcănești, Chișinău. Adică nu cu avionul la Vulcănești. Nu. Deci, în 3 ani avem, în sfârșit, conexiune cu Vulcănești. Apoi te în 2005 tot spune. Și ea ca poate până în 2025. Poate.
Și a treia care eu am selectat, o eficiență energetică la 9 spitale. Going da. Bio, eco. Da. Ei, hai să vedem și... Nu, da. Iată, noi... Ați pune panouri solare pe spital? Păi... Hai să vedem. Cred că o să și le izoleze. Da. Spitale trebuie. La spitale trebuie. Da? D'accord. Și după ce o promis-o că mă duc în Românica. Da. Și s-o dus. Da. Dar înainte de asta, înainte că se ducă, Andrei ne-a fericit. Că desigur, că tot vorbeam de eficiență energetică. Nu, da. Deci... Căldura a să fie mai scumpă, prieteni dragi. În Chișinău, sau nu doar? La termoelectrică. Da, la mai pe scurt la stat. Da, da, deci termoelectrică a solicitat și Andrei a zis, ok, bun, de la 2850 la 3000 și aproape 600 mai, de lei. Mai pe scurt cu un sfert. Da. Și ultima majorare la prețul ăsta agentului termic de la stat a fost în septembrie anul trecut, adică nu așa de mult. Nu, Sivota... nici jumătate de an a trecut. Nu, nu a trecut. Vă patru. Dar știi ce e important? Că ăștia de la termoelectrică au zis că, de fapt, principalul factor al scumpirii este neincluderea în tarifa costurilor combustibilului. Da. Asta cu care vine la noi păcura, da? Inclusiv. Și gazul și tot. Da, 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 da. care a înregistrat o majorare semnificativă în ultimele luni. Vom resimți, mai ales că, iată, martie este ultima lună de compensații în factură. După aceea noi, dar sperăm că se încălzește afară și nu mai conectăm căldura în casă. Eu de-am în stâng. Nu? Și noi, da. Da. Miercuri, în prima zi de primăvară. Ziceai că s-a dus Recean la București? Da, s-a dus. S-a dus și s-a închidicat. O călcat strâmb că s-a dus. Te-a pus piedică. Ciucă. Ciucă. Nu, ciucă l-a susținut. L-a cuprins așa de câteva ori. Da, fratele. Nu, pe acolo, hai, piși, 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 piși. Și pe urmă nu știa dacă spune mâna pe cheptor, nu la imn. S-a gândit el, stai, dar stai că este imnul, da, e meu, dar stai că eu am unul. Eu poate sunt. Păi el e român în suflet și el a vrut să țină mâna. Poate nu doar în suflet, el cu siguranță are și cetățenie. Da. Mai eu așa n-am cetățenie română, așa? Da, dar ne înțelegem. Ca frații. Ca surorile. Ca surorile. Și pe urmă și-o zis el, Vica. Păi și-o fost da, bun. Trecând peste glumele și apropourile noastre haioase, la felul cum a trecut el protocolul și cum a fost întâmpinat, el a dat un interviu la TVR și a zis că gata, la noi nu mai există niciun risc de escaladări militare în țară și... Tot e bine și frumos, dar în continuare suntem buni, supuși riscurilor hibride. Și mai spre seară și ministrul de externe, Nicu Popescu, cam aceeași retorică a manifestat-o deja la, permis la Moldova 1, dacă nu greșesc. La fel a zis, gata, noi nu mai avem risc de atac militar, dar în continuare suntem supuși unui atac hibrid. Securitate energetică, dezinformări, atacuri cibernetice la noi în țară și mai departe, cărora trebuie să le facem față. Nu știu cum așa s-a întors pe două stătă retorica lor. Cam da, că atunci când s-a schimbat guvernul, cumva s-a lăsat impresia că e nevoie de, chiar tu spuneai în ediția noastră, de o mână mai de fier sau mai și dură. Și mâna de sau... fier, o pus mâna pe cheptul de fier și tot s-a rezolvat, da? Nu știu, nu știu. Da. Deci, știi, săptămâna trecută discutăm despre, așa zise, tensiuni în Transnistria și scenarii peste scenarii și nici o săptămână nu trece și Recean spune că tot e ceas. No, băi, să ne bucurăm că sau să dea Domnul să fie într-adevăr așa. Da, să, da, să... numai cu speranța străină. Vorbește. Să avem și siguranță, da. Da. Tot miercuri a fost președinta Greciei la noi, dar așa un timing a avut. A ajuns în Moldova, tamam când la patria ei s-a produs un accident feroviar de proporții cu zeci de victime. Da, au decedat vreo 40 de oameni acolo. Da. Din păcate. Timingul poate nu a fost... Vizita a fost una așa, de curtoazie, noi am venit, noi vă susținem, da, suntem alături de voi, mai ales la rândul său, mulțumim pentru susținere și că ne apreciați. Mi-ai dat jos niște tarife pentru Grecia, nu Moldovie, știu. Da? Da. La cazeri, da? Da, da. Aha, înțeles. Eu încă n-am fost la Marea Grecia, da. Vreau mai. Visează. Bun, hai să ajungem și în ziua de joi, când de fapt am comemorat 31 de ani de la începutul războiului de pe Nistru. Parcă au fost și parcă
n-au fost, că așa cum s-a încheiat acel tratat de încetare a focului, așa și nu s-au mai mișcat lucrurile și nu s-au mai rezolvat în niciun fel acest conflict. Noi la Agora am avut un eveniment, cu ocazia asta, Agora Lectures, prima ediție, și l-am avut invitat pe Oazu Nantoi, care a vorbit fără foaie și cu date care le ține minte, super tare. A fost un eveniment tare fain. Da, și o lecție mai neobișnuită. Da. Cu un profesor neobișnuit. Așa că noi să mai punem la cale de astea și să stați pe fază și să vă chemăm și pe voi. Și în curând o să publicăm chiar secvenții din această întâlnire și discuții și o să aveți și voi ocazia să le ascultați, să le vedeți și să ne spuneți părerea voastră. Dar într-adevăr a fost fain. Și tot ieri, de fapt, aleșii noștri, mai mari statului, au adaptat o declarație cu privire la agresiunea Federației Rusie în Ucraina. Nici un an nu a trecut. Da. Comuniștii și socialiștii au boicotat votarea și au propus să... Au zis, hai să facem noi un text, că noi tot vrem să votăm, dar hai să facem textul ăsta împreună. Pentru că dacă voi îl faceți singur, e că există risc să dezgheți conflictul din Transnistria. Pentru că în textul ăsta, în declarația asta, ai noștri ce au făcut, au condamnat brutalitatea războiului. Foarte bine au făcut. Și la scurt timp a venit reacția mult. Nu, canieșna, cum să nu? Chișinău să înceteze retorica aceasta antirusească, au zis marele frate, dă-mi din deget. Marea soră, Zaharova. Ea este de serviciu la microfon. Da. Da, când trebuie o declarație sau o reacție de la Moscova, iese doamna. Doamna. De la Ministerul, purtătoria de cuvânt de la Ministerul de Externe rus. Pentru cei care nu știu. Da. Eventual. Și uite că terminați că rămâi aia în iană, iană. Și ne-ați bun și gata. Și am votat și ne-ați acasă. Dar am mai votat ceva. Deci 10 ani nu a trecut. Cam 10 și a trecut. Da, exact. 2013-2023. Fast forward, Alexandru Tănase de la Curtea Constituțională. Sughiți bun. Și deputații PAS. Despre ce vorbim noi aici, iană, iană? Despre faptul că limba moldovenească... S-a bătut ieri în Parlament. Limba moldovenească din Constituție e la un pas de a fi schimbată în limba română, așa cum trebuia să fie de la bun început și încă 10 ani în urmă. De ce? De atâta că PAS a venit cu un proiect de lege pentru a implementa mai multe hotărâri CC, printre care și această decizie de acum 10 ani. Și joi a fost adoptată această decizie în prima lectură. Cum victoria cu bătaie și gălăgie. Și ne s-a bătut. Păi da, cum și în timp ce Veronica Roșca citea de la tribună proiectul, deputații comuniști socialiști care la proiectul anterior cu declarația au zis noi boicotăm ședința, plecăm și o ieșim din sală. Aici, vrind apoi. Cu plășinta molfăin de la cantină? Cu pancarde, au reușit să deseneze. De asta s-a dus, să fac pancarde, să scrie, să deseneze, rușine, jos. Și au venit cu el și au blocat tribuna centrală. Și o scris în limba română, rușine și jos. Corect. Ca să fie înțeleși. Ei, mă, cum așa? Eu cumva, inițial aveam impresia că de fapt proiectul ăsta intenționat s-a adus în vizor ca să mai sustragă atenție de la altele discuții. Dar cu viteza cu care se trece, cred că se aduce o normalitate și nimic altceva. Că într-adevăr, așa cum spuneai tu, de mult ar fi. În general, dacă e să mă întreb pe mine, după mine o decizie a Curții Constituționale, care la final, în orice, se menționează că această decizie este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac, este obligatorie inclusiv pentru cei 101 deputați. Aici n-ar trebui să fie nici măcar nevoie de proiect. Trebuie să vină secretariatul Parlamentului, spună, dar, dragi deputați, poftim, curtea o decis? Iaca, voi vreți, nu vreți? Asta se implementează. La revedere! Dar trăim în Moldova. Mie nu știu cum... ar trebui să fie un moment fericit pentru mine, noi și ceilalți care considerau că asta trebuie făcut încă acum 10 ani. Dar mi se pare așa un eveniment boțât, dacă se încerc și ședința asta așa boțâtă și cu bătaie. Parcă trebuie o leacă mai frumos. Mai solemn tu vrei? Mai o leacă, mai cu flagul pupat. Steagul, drapelul, nu flagul. Pe de altă parte, cum am mai spus, se aduce o normalitate. Intrăm în albia normalității. De ce e nevoie de solemnități? Nu vrei, știi așa. Ba da, pentru că scurgă la treba unionistului. Eu rezonez cu ceea ce spui tu. Da. Dar pe de altă parte... Pe de altă parte, asta tot ar fi dat apă la mare celorlalți. Da. Și ocazie, tribună pentru a mai veni cu niște pancarte, mai bate niște tori. Și așa. Hai că am ajuns și azi la vinerea
Și azi avem motiv de sărbătoare, dragi prieteni, și eu cred că este cazul să vă turnați un paharel de vin. Felicia absolut era cea care de fiecare dată vă îndemna, dar iată, data asta eu vă îndemn, pentru că avem un an de la semnarea cererii de aderare la Uniunea Europeană. Ta-da! Felicitări, prietena, și turnați vin și alături care se exportă în UE. Bine, nu suntem încă membri, încă mai avem cale lungă până acolo, dar un pas a fost făcut și, cum spunea Natalia Gavriliță la acea întâlnire offline-online, este factorul care, cu care ea se va mândri mereu. Nu, și pentru noi, cu cei cu viziuni spre vest sau dorință, cred că la fel e un moment absolut important. Ne apropiem de UE nu doar prin cererea de aderare, dar încercăm să mai punem și amenzi pentru viteză umană. Da. Era și cazul, cred eu, după câte accidente s-au produs anul ăsta, da, și prin zebră și lângă zebră și cu bicicliști. Și... Da, deci pentru cei care iubesc viteza, vă anunțăm că au fost majorate amenziile. Le găsiți și pe Telegram Agora și pe site-ul Agora, exact, dar ceea ce pot să vă spun e că sunt destul de usurătoare. Așa că aveți grijă la pedală. Ce se mai întâmplă? Da, despre pământ am spus, am mult despre cer, despre amiaz pe pământ. A, revenim iar la zbor, da? Iar zburăm. Da, de fapt nu zburăm, că stăm tot pe loc. Da. De atâta că Air Moldova anulează în continuare zborurile astăzi. De două zile, și ieri și azi, iar au anulat. Au fost anulate mai multe zboruri operate de această companie, printre care Frankfurt, Chișinău, Milan, Chișinău și înapoi. Și ieri s-au anulat și cele din Praga, Londra, Paris, Istanbul și Tbilisi. De ce? O zic că noi avem dificultăți operaționale. E ca așa, chiar dacă sute de pasageri sau care și-au rezervat bilete și vreau să ajungă dintr-un oraș în altul, supăr pomenit la aeroport că ăștia au dificultăți operaționale. Colegul nostru dezvoltă acum subiectul și cu siguranță va veni cu un material cu mai multe detalii, ce stă acolo în spate, așa că urmăriți Agora. Poate reușim să explicăm noi mai multe. Da, cu siguranță. Pe final vreau să vă spun, prieteni, că martie la Agora o dedicăm violenței în bază de gen, violenței împotriva femeilor, pentru că noi aici am gândit și am socotit că martie nu e doar despre 8 martie și la lici și o vânătaie nouă acoper cu lalica. Așa cu ochelari și... cu tonal. Nu e amuzant, deși noi mai râdem, că câteodată când e de plâns mai râdem. Trecem mai ușor peste. De aceea rămâneți cu ochii pe noi toată luna asta, o să dedicăm această lună materialelor despre victimele violenței în bază de gen, despre violența economică, psihologică, despre cum ne creștem corect băieții ca să nu fie bătăuși și violenți, despre statisticile de abuz contra femeilor și despre istorii ale femeilor care au ajuns cu bine la celălalt mal și au depășit, au lăsat acest coșmar în spate. În fine, rămâneți cu ochii și cu urechile pe noi. Noi ne reîntâlnim vinerea viitoare. Da, ne reauzim vinerea viitoare când iarăși o să vă anunțăm salut, prieteni, azi e vinerea. Până și atunci, vă turnați. O seară cât mai frumoasă și plăcută. Pa, pa! Pa, pa!